Din cei 15 consilieri locali sunt prezenți 12, absentează nemotivată numărul Cruiu, numărul Gașcă, numărul Gabriel. Ședința este legal constituită și își poate interpretă. Domnul primar, prezentați pe ordinea de zi. Cum ați fost informați? Avem în ordinea de zi 5 proiecte de hotărâre suplimentare, de la proiectul numărul 24 la proiectul numărul 28 și suplimentare de proiectul numărul 29. Cine este pentru ordinea de zi? Unanimitate. Vă consult asupra conținutului procesului verbal la ședința anterioară. Obiecții. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Având în vedere că domnul președinte de ședință vă lucra în lipsă, vă rog să faceți propunere pentru domnul președinte pentru ziua de astăzi. Propunere. Din cei care nu au mai fost. De ce neapărat? Nu neapărat, nu? De ce neapărat? Domnul Preacostel. Păi, ce mai luau ochi ăla, doamne? Ce te-a luat, doamne? La sală, doamne. Ce te-a luat, doamne? Mie să nu mă bun. Vreau să vă spun că propunerea... Domnul Codruș. Nu vreți? Nu vreți? Nu vreți? Atunci domnul Codruț. Domnul Florian propune pe domnul Codruț. Cine este pentru? Cine este pentru? Domnul Sârcu. Ok. Da? Pentru? Ce să? Păi și da, e de acord. Da. Deci 11, redă-mi, spune. 11 voturi pentru și o abținere. Așa nu... Vă rog, continuați. Primul voi. Vă mulțumesc pentru votul m-a votat. Primul proiect pe ordinea de zi, proiect privind aprobarea regulamentului privind stabilirea numărul utilizatorului serviciului public de salubrizare în vederea calculării taxei speciale de salubrizare. Domnul primar, dacă... Am primit pregătă. Dacă subiecta nici documentați, nu asta dacă aveți întrebări. Dacă să scrii ceva la acum, aveți întrebări. Aș vrea totuși, domnul primar, să cred că poate și mai bine la ședință, să ne spuneți totul. Eu am, chiar am parcurs, dar foarte puțin. Despre ce este vorba, cred că spune aprobarea regulamentului privind stabilirea numărului utilizatorului serviciului public salubrizare în vederea că proiect taxe speciale. Am auzit ceva, vă spun taxa pe salarii sau cum? Nu știu ce spunea Bogdan, de asta... Ați, ajuns, ați auzit, dar o să urmiți, cred, la acela parte. Nu, de-aia, deci am auzit ceva, dar... Deci, în ce mod, măcar să știm noi, să spunem și cetățenilor, că eu, deci, sincer, nu prea am avut timp să parcurg, dar poate mare așa. Nu, no. Secretar, de cineva, ce modul de calculare? Nu plătește cine locuiește efectiv. Da, cine locuiește efectiv, am înțeles. Și la... Dacă am bugetat, e tot în sarcina celui proprietar care îi plătează, nu? Sigur, dar să fie așa, cine este? Da. Cine locuiește efectiv? Da, deci în mod. Deci nu ați știm exact dacă intervine ceva, că... Nu, dar ajunge. Haideți să-mi faci un dialog, dacă vreți să... Efectiv, tot am avut discuții cu cei și adrese, cu cei de la ADIS, vis-a-vis de numărul de persoane care... Și s-au ajuns la un consens în comitetul director acolo sau celui la ADIS, să ceară la fiecare comun că răspunde din numărul de persoane pe care... Noi, efectiv, de la 5.300 am ajuns la 3.740 persoane. Și dacă sunt 3.700 astăzi, că sunt mulți plecați, foarte mulți. Păi,
Răspunde dacă urmează, dacă peste 3 luni... Cei de la ADIS s-au documentat foarte bine. Mă refer că au luat datele de la dosarele de VMG, dosarele de ajutor social, persoanele angajate din perioada publică care locuiesc în Crici și au carte de muncă, pensionarii, copiii de la școală, de până în... au strâns toate datele cu toți cei și au, mai avem o diferență de 1000 și câteva persoane care nu se regăsesc. La o discuție de acolo m-a întrebat, dom'le, dar unde ce fac acea 1000 de persoane? Deci nu se regăsesc nicăieri. Nu s-a angajat, nu sunt copii la școală, nu sunt pensionari, n-au dosar de ajutor social, n-au... Am zis, domnul director, e posibil ca din chiar mii aia de persoane să nu fie, să fie 800, 900. Sunt și care nu sunt scris nicăieri și nici plecați. Sunt plecați. Da, cei care sunt plecați afară și au venit și au dat declarații la noi, sunt scăzuți de la noi. N-au dat declarații. Care n-au dat declarații. Declarații harfate. Și așa au pregătit această hotărâre pe care o dă toate cele 65 de oate, nu urmă. Da. Mai este aici ceva acum? Punem la vot. Cine este pentru? Arriba. Abține. Vă rog să dați nici pentru. Proiect de hotărâre numărul 2, privind aprobarea programului de activități și bugetul evenimentului Zilele Comunei în comuna, Zilele Culturii, în comuna Crăiuț, în anul centenarul Marii Unirii. Comuna Crăiuț, deci Zilele Culturii se subordonează acestui generic. Da, comuna Crăiuț, în anul centenarul Marii Unirii. Da, dacă nu dați voie să vă spun câteva cuvinte, după cum v-am mai anunțat și cum am obișnuit de anul trecut, încercăm să vă repunem în debatie această activitate, iar domnul președinte de la Comisia de Cultură, domnul profesor Sârbu, chiar s-a ocupat de această treabă. El a fost ajutorul nostru și inițiatorul, de fapt, nu e a meu, domnul profesor, m-a pretins ca să am pretins să pun acolo pe inițiatorul de primul hotărâri. Încercăm să facem această activitate și să ne legăm și de altele. Adică, ținând cont de centenar, astăzi am mai primit un musafir acolo, o să fie domnul director de la GAL Valea Tănătășului și o să ne vorbim cu cetățenii care sunt interesați de măsurile care sunt aplicate prin GAL pentru finanțări. Din la FIR. Când asta? Duminică. O să aibă și un standard. O să aibă un standard acolo și o să prezinti acele măsuri și cum se pot ajuta fermierii, cetățenii, oricare proprietar care vrea să... Vedeți că ai anunțat ploaie. Am înțeles 30 de grade cald. Nu ploaie. Am vrut că am anunțat ploaie. Da, cum vrea Dumnezeu. Vom vedea că e ploaie, că vânt. A spus că... De joi încolo, de mâine, se încălzește, vor fi 30 de grade. Acum, dacă o să fie și un strop de ploaie, binevenit. Mai bine să întâmplă nimic. Deci, asta e. Dumneavoastră, dacă aveți întrebări și... Se scrie cineva la vot, întrebări. Spune-mi la vot, cine este pentru. Dacă aveți proiectul... Dacă este proiectul modificat cu... Da? Dacă noi l-am aprobat, dar spuneți-i să voi acești medii prin să vedea la tipării. Poate facem mâine. Da, avem nevoie de niște afișe și să vedem. Am câți de acolo să le facem aici, dar nu o să iasă cine știe ce. O să încercăm să le dăm să le facem. Sunt 100 de programe de sală. Eu, chiar dacă n-am vorbit la moment, dar ca să nu treacă la celălalt punct, fără să, ca eu, să vă rog să vă, și să vă invit în același timp să participați vineri la ora 3:30 în sala de festivități a primăriei sus, unde, în cadrul Zilelor Culturii, deschidem cu un simpozion Unirea care a făcut România Mare. Vor fi trei expozanți, și anume profesorul Corneliu Bala de la Căiuț, profesor de istorie cu anul 1918, rolul și importanță, preotul Cristian Vasile Lungu, preot parohul Comunei Căiuț,
care s-a înscris cu rolul Bisericii în înfăptuirea Unirii, și profesorul Gheorghe Șlivăț, care a activat aici în Comuna Găiești și acum este la Colegiul Național Dintre Cardemir din Mânești, cu ideea de unitate la România. După terminarea expunerilor, va fi un program artistic al copiilor de la Școala Căiești. Deci, dacă doriți să... vor fi lucruri interesante în contextul acesta al anului 2018, care este anul centenarului care se sărbătorește în toată țara și care se face parte din arealul României și sigur că se înscrie și Comuna Căiești cu evenimente care să cinstească actul de la 1 decembrie 1918 și mai ales pe cei care s-au jertfit pentru ca România să devină totdeoloață, cum spunea Vasile Vlahuță, pardon, mai sau mai. Dar vă mulțumesc frumos pentru că mi-ați îndrăzit intermețul acesta. Mergeți mai departe, domnule președinte. Da, supunem la vot cine este pentru. Împotrivă. Da, se abține cineva. Proiectul numărul 3, privind aprobarea contului de execuție și indicatorii execuției bugetului local și a bugetului finanțat din venituri proprii de trimestrul 1, aferent anului 2018. Domnul primar. Când aveți la contul de execuție bugetară de trimestrul 1, întrebări, dacă sunt, și dacă are o propriu răspundere, la care nu luăm informații, nu te problemă. Da. Dacă se știe ceva acum, da, asta e de o propunere, domnul. Mai știți că am mai vorbit. Cât mai avem din astea cu crize economică, așa, așa cu bine schema contabil, dar sunt prezint. Sau dacă sunt întrebări, să răspund. Nu s-a trebuit la ședințe, când sunt execuții bugetare și fizică. Ați considerat să puteți să verbal? Răspunsul din... Poate nici dânsa nu poate să vedea așa pe loc. Nu știu că nu, nimeni nu are niște cifri în cap. Nu, dar are scris, dar și mai... Sau să vină cu toate dosarele aici. În procesul verbal se consemnează, se dă răspunsul scris. Nu știu fel de probleme. Nu este ascuns. Mai scrie ceva la punct? O concluzie. Văd că la toate capitolele veniturile sunt mai mari de cheltuieli. Deci este un lucru bun. Mă uit la, secțiunea de funcționare. S-au încasat 1.472.493, s-a cheltuit 871. La fel la secțiunea de dezvoltare, s-au încasat 110.000, s-a cheltuit 51. Și la fel la apă canal. Deci la toate capitolele principale stăm bine, cum zice. Pentru că se fac probabil prin început de an, primul trimestru, s-au încasat mai mult. Vreau să vin cu o propunere la dumneavoastră vis-a-vis de anumite persoane din primărie, gen, dau și numele, că nu mă trăiesc, Ioan Erache, să vă întreb la, un premiu, la un... Chiar că faptul că s-a implicat în... Chiar se implică și chiar face treabă mai mult decât și s-a postul. Și peste program, și dimineață, și seara, dacă vii la 5 aici... Mărți salariul. Cine? Ca o primă. Era, doamna, era. Deci venitul ei este pe venituri, este... Deci are o contribuție de o zilice la faptul că au încasat... Exact. Încasarea fost mai mare de venituri. Și stăm și mult mai bine față de perioada anterioară, anul trecut, și toate perioadele... Exact, asta e un lucru bun. La momentul ăsta. Felicitări chiar și amenziile și ți-au crescut. S-a implicat în colectarea taxelor și impozitelor, da. Amenziilor la toate. Este, la ești înțelept, și da. Sunt... Da. Mult acum trebuie să recunoască toată lumea, nu că eu am fost unul și nu mergeau. Ne ajută foarte mult și faptul că se pot pune propriu contul curent, unde e banul direct. Foarte mulți față de dinainte s-au învățat pe diverse. Da, au contul deschis. Iar acum te duci pe contul ei la banii fără de orice față. Acum îți blochează contul de dinainte. Deci, nu, dar faptul că se ocupă și face acest demers e muncă. Domnule, nu vreau să spun că dacă doamna Iona voi, eu ochii pe cineva așa vă zic că a intrat pe holul, lea de mâine, după hol, băi, hai, banii!
Hai, și reține pe toți, eu poate mă rețin, că mă întâlnesc mai mult. Cum l-a intrat pe hol, sub, trebuie să dai bani, vină în coapă. Mă rețin salariul, domnule. Salariile ar fi care nu îl prima dată și după asta. Și salariul rămâne așa, mărit. Salariul merge cu o grilă. Mai dați-o la el, să se poate. Este la... Să mai scrie cineva la cuvânt? S-a făcut aici o propunere ca să fie doamna contabilă prezentă și să ne dea explicații. Consider că nu ar fi necesar acest lucru dacă, nu mai dacă, în fața proiectului respectiv și a execuției bugetare prezentate de compartiment, ar face o sinteză în casări procentual, cheltuieli procentual, pentru că dacă ne-am întrebat cu fiecare dintre noi, cât am stat, dacă este făcut, este un lucru foarte bun și este satisfăcător. Pentru că, ca să ne băgăm toți în probleme economice, trebuie să avem și studiile necesare. Asta pe de-o parte. Am auzit aici, și mă indignează acest lucru, că spune domnule că e îmbucurător că cresc aceste încasări, pentru că s-a trecut la blocări de conturi. Eu gândesc că este total nepotrivit să te bucuri că statul îți blochează conturile, că administrația locală îți blochează conturile. Atâta timp cât tu cu acel cont ai niște activități, altele decât datoriile față de stat. Blocându-i aluia conturile, îi blochezi activitatea. Deci hai să nu ne bucurăm pentru lucruri din ăsta, domnule. Pe de o parte, pe de altă parte, ne-am întrebat dacă noi ne-am blocat vreodată drăgălașului de stat conturile, când el s-a angajat că indexează pensiile și salariile și o face, nu? De la indexatul le-am mărit. Domnule, una e mărirea și alta e indexarea. Vă rog frumos să nu facem confuzii. Mărirea de pensie este una, indexarea este alta. Și atâta timp cât nu ne ținem de cuvânt unii față de alții, să nu ne bucuri când alții ne toarnă cenușă în cap. Vă mulțumesc, m-a urmărit. Dacă îmi dați voi să spun ceva. Deci să nu credeți că noi acum blocăm conturile haotic și la cei buni plate. Păi nu, dar am blocat conturile la cei cu datorii din 2015. Domnul primar. Datorii din 2016, nu datorii părinții. Nu trebuie să ne bucuri această metodă de lucru. Dar e utilă. Colectitudine să ceri și ea trebuie impusă în ambele sensuri. Atâta timp cât nu, mai pohare. Mai pohare cu măsuri represive. De fis și de moarte nu scapă nimeni. Să punem la vot proiectul de hotărâre numărul 26. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiect de hotărâre numărul 27 privind validarea rezultatului concursului organizat cu vizerea ocupării funcției contractuale administrator, treapta 1, în cadrul serviciului public de apă și canal, în comuna Căriuț, sub ordinea Consiliului Local Căriuț. Cred că știm despre ce este vorba, dar să scrie cineva la... Eu vreau să întreb. Având în vedere că s-a obținut numai că ocuparea postului de administrator 1, cum își așa de atâlea având contabilitate separat, așa spunem corect, se degradează de primărie tot, până la angajarea unui contabil, cum funcționează? Nu poate, se scoate din nou la concurs post, de celelalte două post. Dar pe când s-a ocupat, dar el o să înceapă activitatea, nu mai putem, chiar nu mai putem ține așa în felul. Înțeles, nu trebuie să începe, dar... Fiind administratorul 1, principala treabă s-a rezolvat. Că acolo este semnătura pentru trezorării, pentru bancă, ștampilă, la finanțe. Putem da drumul la încasări. Iar trebuie să dăm drumul neapărat, că avem aproape 6 luni acum, de când nu s-a încasat apa. Iar toată lumea din comună au teamă, o frică. Vin să întreabă aici, dar nu mi-a luat banii pe apă, nu mi-a luat banii pe apă. Că se strâng sub mari și au teamă că se va mări prețul. Prețul nu se va mări, se va menține același preț, deocamdată. Da,
Dar pe cât posibil. Celălalt sector postul urmează un nou concurs, o perlicitare. Să scoate iar la concurs, iar dacă nici de această dată nu se va ocupa, o să vin în fața Consiliului cu o propunere de modificare condițiilor de participare la concurs. Ca să putem să le ocupăm, că nu avem conform legii, normal. Nu sunt persoane interesate. Nu sunt persoane interesate, mai ales la contabil, acea condiție de 3 ani de chimie activitate ca și contabil. Sunt, nu o găsim, nu. E la o oră când l-am spus. Da. O întrebare. Concursul ăsta a fost anunțat într-un ziar public, da, în deșteptare, în poate în evenimentul zilei. Am pus și site-ul. Nu poți să și site-ul primar. Absorbesc licee economice care să vină, că doar nu trebuie să studiți. De chime minim 3 ani. De chime minim 3 ani. Iar grila de salarizare asta este la noi. Oameni sunt, dar nu mai vin. Salarizare. E salarizare. Dacă putem să umblăm la salarizare, o să vină. Dar cine? Nu putem totodată. Nu este. Plus că salariile vor fi din ce încasăm. Iar noi, dacă vreți să menținem prețul la apă, vă dați seama că uite așa, ne jucăm într-o chestie echilibrată. În timp se vor reajusta prețurile la apă, că vor fi 3-4 salariați pe... Momentan vom rămâne la același. În cheltuieli cu utilaje, cu... Nu era spun detergent, dar nu băgați detergent la apă. Cloramin. Mulțumesc. Da, asta e. Da, să mai scrie cineva la cuvânt? Da. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Eu mă abțin și vreau să mă trebuiesc. Azi am întrebat-o pe doamna jurist Nacină să... Eu ce am citit în... pe anul trecut în execuția bugetară, am văzut a fi Danilă a avut contract cu primăria, dacă nu mă încurc, așa ceva. A, așa. Angajarea. Domnul Cristian? Da. Nu știu, a fi avut dânsul. Nu era dânsul. Și chiar dacă ar fi, nu știu dacă l-a avut, dacă anul trecut a avut un AFE și a avut contract cu primăria. Dar de când dată și nu are discuții de angajare, nu pot. Eu v-am întrebat dacă e. Deci nu știu. Și acum că ne mai certăm, am avut dreptate și ceva de nu? Atunci la ziua aia. Bine, chiar. Da. Discutați în privat, nu în ședință de consiliu. Proiect de hotărâre numărul 28 privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 1 de 31.03.2018 privind reorganizarea compartimentului apă canal din aparatul de specialitate al primarului Comunei Căiuț și înființarea serviciului public de alimentare cu apă și canalizare al Comunei Căiuț din județul Bacău sub autoritatea Consiliului Local al Comunei Căiuț din județul Bacău. Îți scrie la cuvânt? Supunem la vot? Vă rog, ultimii cuvinte au fost supunem la vot. Supunem la vot. Cine este pe anul? Vă grăbiți. Eram sigur că înțeleg cu cine este pe anul. Cine este pe anul? Împotrivă? Abține? 12 pentru. Da. Proiect de hotărâre numărul 99 privind desfășurarea raportului de evaluare numărul 32 din 13 aprilie 2018 și modificarea contractului de încheiere numărul 2719 din 9-4-13 încheiat instrumentare grup planificație serviciile. Că e o suplimentare pe ordinea de zi. Nu mai avem. O da la două, doi la unu, doi la unu. Nu scrii, ii, ii, doi la unu. Da, domnul primar, dacă... Nu spune cum dumneavoastră ați făcut un amendament la acel contract de prelungire, ați cerut un raport de evaluare, noi l-am dat, acum a venit, vi l-am prezentat, aveți acolo mărirea care s-a adăugat, apoi s-a dublat, nu? Da. S-a dublat.
acea sumă cazul care plătea prin contractul să își accepte? Da. Acceptă noi de la suma de primărie. Păi, 55 euro pătrat. Da. Vreau să vă întreb dacă în închirierii intră și aici pavelele. Până ieri, că vreau să le iau, domnul Vici, până ieri le-am stat aici. E depozit. Păi, eu nu zic că dăm, dar vin permanent aici și depozit le-am în pat, pe pavele, fără nicio treabă. V-am zis, măsurați-le toată suprafața utilă și dați-le. Ce folosește? Se folosește, dar dă și urât. Zilnic treci, dita mai normală cu rând. Deci, după ședința, dacă mi s-a luat la părerea girea, dacă îmi dați voie să zici. Dacă nu, spuneți dumneavoastră, care vreau să zici. Salut! Hai să ne spuneți dumneavoastră. Ce vorba și poate spui cineva? Mai am o întrebare. Nu mă un pic să ne spuneți. Da, 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 poate e aceeași. N-am avut timp să citesc. La, a spus la condiții acolo să întrețină fațada, să o le... Că e dezastru. Nu am avut să întrețină, era un contract. Păi da, la pauze, a spus ceva? Doamnelor, consilier, la ședința când s-a aprobat să prelungirea contractului, dumneavoastră ați făcut un amendament pe care l-am respectat. Să fac o reevaluare la clădirii și la spațiul închiriat. S-a făcut acea reevaluare. Alte condiții acum, venim la amendament, iar cu amendament, și mai cere unul special. La ședința aia, chiar eu am spus, să prindu la claudă și fațada, în ținere. E aprobat, e pus la ședința aia, măi, măi. Nu mai doamna secretă, era legal să aprobăm prelungirea fără să fie avut raport de evaluare? Da. Păi, s-a pus condiția, să aprobăm prelungirea fără raport de evaluare. Da. Nu s-a pus condiția, măi, întreținerea intră în sarcină locatorului. Nu, intră, dar eu văd că se ruinează, se dărâmă. Cum mă ruinează? A doua, părerea mea personală, că nu era locul prădăriei acolo. Asta e problema dumneavoastră, noi vorbim de întreținerea lui. Spus la aceea. Dacă dați voi, după acea aprobare a dumneavoastră de prelungire, eu am avut o discuție cu persoană, acel administrator de aici, l-am chemat, domnule, uite, nu poți să-ți mai prelungezi contractul, nu poți să stai factură până când nu vin cu raport de evaluare. Așa. Am chemat, am făcut raportul de evaluare, i-a dat vreo. Și mi-a zis din start, domnule, dacă depășește, cam m-am mutat și la casă, asemănător. Dacă depășește evaluarea de 3-4 ori față de cât, nu pot să mai duc, nu mă interesează. Închide prevăderea? Da. Nu, 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 vorba lui domnul Durlan, lemne aruncate, fața ta se boitează. Burienele spune la adică gata s-a de ani. Lui, știi? Acum i-am un an majorat, mare lucru, dar... Și deodată nu costă mai mult întreținerea decât în păi, dacă mergi și acolo, lemnul și le-a luat după, le pune ostentativ pe pavele, le duci dincolo, acum a spus și tot pe terenul. Dar și la care era aia, nu mi-ești, era ceva de tot arată. Doamne, repetăm că și atunci am discuții. E bine să te apostim? Poftim? E bine să stea, să fie apostim. Nu, dar nu văd ce-i rău în asta, dacă îl pune să... Păi îl pune, mă, e menționat, este. Și să văd. Mai bine să stea pustiu. Doamne ferește, dar n-am zis asta. Am zis să funcționeze, dar să i-am mărit prețul, omul face pâine. Nu vinde rachiu, nu vinde, nu face cluburi, nu face nimic. Indiferent ce face, nu zice nimeni obiectul de activitate, să stea, nicio problemă, dar să respecte anumite lucruri. Pentru că el și-a făcut depozitul de lemne pe pavele și în parcul ăsta care e vii duminica, ți-i silă să intre dacă vezi lemne, tu-te în papă ce măi, păi îți dau tot parcul, ia tot, plătești 50 de euro metru pătrat și îți spune. Pune lemne și în scrânciu și unde vrei. Da, trebuie să fii destinat. Da, era, i-a zis, azi am curățat că... Nu confunde problema. Dar în contractul care știu eu, sunt stipulate condițiile de întreținere a clădirii. Acum, privind la lemne și la astea, nu știu dacă... Relume are și toate... Da, s-a mai discutat toată. Privind la întreținerea clădirii, este stipulat un contract. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă?
Eu mă abțin pentru că am spus și la hotărârea precedentă că era de preferabil de la prețul de scos la licitație să facem. Îl țineam balamalele, licita și luam. Și în condițiile în care țin în curaj să întrețină clădirea. Are să stea 100 de ani, nu sunt potrivit. Dar să fie curaj să întrețină. 11 pentru un obținere. Două obținere. Da. 10 pentru și 2 obținere. Ultimul punct, pe urmă de zi, diverse. Dacă se înscrie cineva la cuvânt, domnul Augunțu. Altcineva? Atât. Domnul Orchiară. Eu. Domnul Lan. Atât, da? Domnul Laurențiu, vă rog. Am văzut că se lucrează la domnul județean. 119 la Tralea, sigurăță și antidera pantola, dar sunt locuri unde a crescut vegetația, e bine de curățat și aia de tot, că altfel apa merge pe asfalt și strigă. Dacă se face treaba, se facă cum trebuie. Doi, am mai vorbit în alte ședințe, în special în alte consilii din Casa Rosetic. Importanța ei, nu mai spun că am vorbit atâtea ori. Deci, are importanță mare la nivel național, ar trebui să fie mântuirea comunei. A trebuit să fie prioritatea noastră, totul să învârte în jurul casei Rosetic, să fim mândri, iasă. A trebuit să fie cea mai frumoasă construcție și cea mai îngrijită din toată comuna. În realitate, e rușine națională, ce e acolo. Pe lângă mizeria care este, se întâmplă și multe alte incidente. Acum două zile am găsit în spate la mașină, eu personal, un coleg de-al meu ceamă pe spate, altuia i s-au fost la bateria de acolo de parcare și o parcare publică totuși, nu undeva în jos. Undeva în marginea unui sat, în căpături, se spune că nu trece nimeni. E mijlocul comunii că nu se apăsă. S-a anunțat poliția locală și eu trebuie să stai în vedea. Și poliția locală și poliția română, toată lumea a anunțat. Au intervenit, da? Au găsit. Da? Au găsit? Da. Și de aici? Da, nu mă bine, la școală. Nu, acolo se joacă foarte mulți copii și nu sunt doar copii. Cel care a aruncat bolovanul atunci când s-a anunțat. Da. Deci nu sunt doar copii acolo, sunt copii bătrâni, de 30 de ani, poate mai bătrâni. Ai și un mic alt periculos pe și copii acolo, nu da. Da. Periculos sunt roții, îi spun unui polițist de la poliția locală, se vadă ce se ducă până acolo, erau niște copii chiar sus agățați, ca o să cadă să moară. Nu am timp acum treabă. Bun, ai treabă acum, dar vezi că n-ai timp, mai treci pe acolo, că e dezastru ce acolo. Nu au timp oamenii, sunt foarte ocupați la poliția locală. Super, super ocupați. Dacă vă apropiați casa Rosetic, nu puteți să intrați înăuntru. Deci atât de volume luați, pentru că acolo e mai ceva ca la o toaletă publică. La o toaletă publică cineva spală, cineva curăță. Aici merg și fac nevoile, nu mai curăță nimeni în casa Rosetic. Am înțeles că s-au niște bubuituri, deci s-a apăs să iei fiare, spart beton undeva în casa Rosetic, să iei fiare de acolo. A fost cineva să uite prin casa Rosetic. Deci e ideologic ce a fost. Dar să mai încearcă să ne depună un proiect din nou, să încercăm să obținem fonduri europene. Cu banii care... Pe asta stăm. Cu banii care am dat... Cu banii care am dat... Inima la gât, da. Banii care am dat pe proiect, mai bine ne parăm cât de cât acolo ce se putea face în ea. O dădeam oricui, se fac orice, numai în halul care este să nu fie. Știu că într-un timp căuta secția 10, sediu. Dispensar și cât și mai cât. Multă putere. Nu se face, da. Multă putere. Până la urmă, activități economice nu se pot mult de voi. Nu vreau să intervenți să facem de alu. Legea nu îți permite. Să nu îți gândiți la treaba de monument este de gradul 1. Bun, și mai bine cum arată. Mai bine cum arată și o lecă. Dar cine își asumă să fac ceva? Și își asumă toaletă publică, să vadă ce este. Mai bine așa? Dar să facem un gard de 2 metri, 2 metri jumătate, să le tirezi, măcar pe un pe care le tirezi pe un metri. Pentru că așa vorbește toată lumea. Da. Scrie, fără un pentru ce dar. Un gard ca lumea și domnul președinte de ședință. Domnule, haideți să invităm factorii responsabili mai mari ca noi de la Bacău, Repte, cei de la Cultură, Consiliul Județean, Dițiunul și Prefectura. Îi invităm frumos, ne prezentăm situația, le explicăm posibilitatea noastră de a acționa pentru rezolvarea acestei probleme discutate anti-vechiurile de mult, de foarte mult timp, și fără rezolvare până la ora actuală. Și organele pe care le-am amintit eu, să meargă la rândul dumnealor, să meargă mai departe către cele centrale și atunci să ne dea un răspuns. Dar toată această chestiune trebuie făcută scris, cu numele de înregistrare, către toate cele trei care le-am
enunțat eu, și atunci în 30 de zile sunt obligat să ne dea răspunsul. Și când vom primi răspunsul sau nu ne va da un răspuns, vom reinterveni. Nu se poate, pentru că în zadar noi dezbatem să ridicăm această problemă de atâta timp, nu se poate fără ajutorul celor mai mari ca noi. Pentru că, pe de o parte, legislația, pe de altă parte, distribuirea fondurilor după anumii plan și așa mai departe. Haideți să încercăm și acest lucru. Eu așa, asta o propun. De mâine ne apucăm frumos, adrese către toți cei care i-am enumerat eu și să vedem. E foarte bună idee. Pentru că altfel nu găsim. Noi suntem fără putință de rezolvare a acestei problemate. E bună idee. Dacă nici așa nu mai atunci, dacă nici... Sunt lucruri care pot fi cerute către noi și așa mai departe. Iar zbaterea noastră, dacă în atâta mare vreme a fost în zadar, hai să cerem ajutorul lor. Exact. Până la urmă, soarta unii boate din asta depinde și de soarta unităților județei. Nu vreau să intervin așa, vreau să las să terminați după aia să vă spun câteva despre. De exemplu, duminică la ora 4 am avut ședință la centrul de afacere acolo la Bacău. A fost doamna Corina Crețu, doamna consilier, comisarul european. Luni, patru. Era sărbătoare de asta, o confund cu duminică, luni, la ora 4. Toată lumea, tot felul de probleme. Pentru care primarul de la Craiova, domnul primar, a fost și primar din toate municipiile de ședință județ din țară. Aproape toate, dar mare parte. 80-90%. Prima la Creva s-a dus în prezidiu și a povestit despre un monument care l-a în Creva și aceeași probleme care avem și noi. Curge acoperișul de sus. L-a îngrădit ca să nu moară trotuar pe lângă, să nu moară oameni și nu îi dă de cap, nu poate să-l scoată la cap. Și mai era un sală încă 4-5 cu aceeași probleme, cu suntem și noi cu un acolo. Ni s-a spus să așteptăm până nu știu când, că s-o să deschidă o nouă sesiune. Iunie. Pe, știi și domnul profesor că m-a mai sunat de la Botoșan, pe un coleg de-a dânsului, pe monumente istorice de gradul 1 pentru finanțare. Noi, v-am mai spus și repet, avem acolo o problemă cu terenul, cu intabularea. Avem trei cărți funciare diferite. Pe unul avem intabulare definitivă, cu hotărâre de guvern, pe două nu. Și ăla a fost și motivul pentru care l-a respins anul trecut de la de finanțare. Încercăm să le redepunim din nou. Altceva, nu știu, veniți dumneavoastră cu alte idei, ce putem face. E bun și de el, domnul profesor, dar dacă s-o pomenit el, îi pune la Comisarul European, nu știu unde, mai sus, putem. Și acolo în sală era și doamna prim-ministru, era și doamna ministru Romana Pum de la Ministerul Dezvoltării sau Ministerul Fondurilor Europene. Deci erau cei mai înalți factori. Am făcut ce? Cu cât există mai mult, cât mai bine. Acolo ca să... Da, dar și că am ridicat problema cu intabularea. Da. Deci două au fost apropate, unul sau unul, dar sunt două bani. De ce nu? Haideți să mergem cu acea problemă, că ne-a pus pietica. E un vid legislativ, sunt trei OCPI și guvern. Ce frumos era că de la Craiova să se spună doamnelor. Până la domnul Orândaru spune, deci când s-a cerut intablarea și măsurătorile într-un anumit tip, fără prinderea unui drum, care s-au fost prins ceva de genul, nu drumul acolo, nu? Sau, mă rog, nu știu ce. Pe urmă, pe parcurs s-a schimbat. Nu, când ați început undeva, mergea cu provizorul, care da, provizorul, și apoi s-a schimbat. Ceva undeva s-a scurt-circuit. A fost un scurt-circuit tot așa, nu că vii legislativ, vine, faci și undeva... Este un sigur. Sau, n-ai, mă rog, poate ieși. Oamenii care sunt puși în funcțiile alea, aici, acolo, dincolo, mai sus, dacă... Să scoate două porune, domnule, chiar noi încercăm să nu credeți că chiar nu ne interesează să stăm cu noi așa. Primar, să încercăm pe orice cale. Domnul primar, ideea este că trebuie insistat și repetat cu insistențele noastre. Domnul Ocheanu, deși până acum 2 ani,
problema cu Conacul 12 ani. Am călătorit-o la domnul Daniel. Pe vremea dânsului a fost un program de reabilitare prin Ministerul Culturii, direct prin dânsii. L-au dus până la un anumit nivel, știți că l-au tempuit, l-au acoperit cu gaura aia unde trebuia să vină la acoperiș sticlă, să vadă. Că, wow, să mă rog, nu știu cum mă gândesc. La un moment dat, au sesizat finanțarea. Era pe bugetul de cultură de la Bacău, finanțat de Ministerul Culturii. Chiar și ministrul Teodorescu a venit la momentul respectiv, a venit de văzut lucrarea. Deci au fost ien și ien intervenții pe la Ministerul Culturii. Deci și nu au bani să-și întrețină obiectele mari de cult. Da, păi să gândească să-ți dea bani Ministerul Culturii sau nu se știe pe ce noroc. Și ce intervenții la prim-ministru îți dea pentru o hotărâre de guvern, băi, îți dau 3 milioane de euro să faci Conacul, dar este prea puțin probabil. Sigura șansă, părerea mea astăzi, 90%, sunt fondurile europene. Altă șansă eu nu văd ca cineva să-și permită. Dă voie, că la un moment dat discutați să facem pe buget local, dar foarte mulți bani ca să transformi primării. Și aici era vorba la vremea respectivă să fie biroul din închiriat. Iar vă spun, nu știu de unde ai 120 miliarde să faci clădirea. Da. Cam acolo sunt costurile. În ideea care... 12 milioane de lei. Domnule Laurențiu, mai aveți ceva? Rezolvăm măcar cu un gard? Așa ar fi mult dispus, dar cred că asta era cea mai importantă problemă. Și trebuie făcut ceva, măcar un gard și niște camere. Și prin să îmi luați un pic pază. 3, 8 ore. Și... Mai face curat, îi dai în grijă. Vreau să mai spun ceva legat de poliția locală. Cu noi e vizionă de peste tot. Domnul Oceanu. Dacă vrea voi, ați spus de domnul Județean. Ați văzut așa mare ce se întâmplă, plus că am avut intervenții la glaba acolo la domnul Județenii și am expus acolo și cu poze și cu ce se întâmplă și să nu pierde din mână. Iar, surprinzător, am venit foarte desumflat, de acolo, adică fără nicio șansă, dar surprinzător peste două săptămâni au început să vină pe aici. Să fac un pic de reabilitare. Toarnă și moară, aia vin din crăpăturile care... Bună că mai întreabă acum. Mai ales doamne bine din făcut lucrarea asta. Înainte de a... Sunt oameni, am avut sesizări din rândul cetățenilor că nu fac treaba cum trebuie. Ne-am dus la ei și am sesizat. Domnule, lăsați-ne coace să ne facem treaba, că noi cine o dată în program, aia facem. Și de cine unii lăsați să faci? Și așa astăzi am fost la ei, am văzut ce fac, asta le-am zis să facă, asta fac. Dar oricum eu cred că este ceva bun, așa tehnologia. Nu mai intra apa așa. Iar de astea intervențiile care le-am făcut noi vis-a-vis de prunișul ăla până altul, apa stică tot, dar apa merge. Dar continuă la prată, nu? Da. Să vedem acum dacă vine și cu suplimentare, cu petici. E mai important cu făcutura de asta decât să fac în linia. La un timp aia, la cum se trebuie. Da, domnul. Domnule, astăzi intenționez să vorbesc despre un singur lucru, celelalte probleme ridicate de concetățenii noștri mii au fost discutate cu faptul responsabil din cadrul ATP-ului și deci nu am să le mai reamintesc. Vă fac cunoscut, stimați colegi, că sunt în posesia unei donații importante, valoroase. E vorba de o aparatură și instalații pentru un cabinet stomatologic. Toate aceste materiale, fiind vor donate, eu am gândit să fie donate, să le donăm oate Căiuț, deci primăriei Căiuț, în vederea realizării unui cabinet, fie el la început temporar, cu funcționare a unei zile pe săptămână sau două zile pe săptămână. Situația este favorabilă nouă pentru că avem nenumărate spații neutilizate, mă refer la școlile existente și neutilizate în prezent. Ar însemna ca noi să ne ocupăm de schimbarea destinației acestor spații, lucru care nu cred că este greu de realizat, în vederea dării unei alte utilități, respectiv cabinetul stomatologic. Spuneam că acesta să funcționeze cu program
redus la început, urmând ca după popularizare, el programul respectiv să capete un caracter permanent. Mă gândeam că ne-ar putea sta prin instalarea acestui cabinet stomatologic, am putea să demarăm un program de prevenție și consult preventiv în rândul populației școlare. Ne avem la îndemână mijloacele de transport din toate satele, urmează ca noi să stabilim locația acestui cabinet stomatologic. În prealabil, eu am discutat cu factorii responsabili, domnul primar și domnul viceprimar și doamna secretară, le-am prezentat aceste lucruri, să stabilim locația. După părerea mea, central ar trebui acest cabinet instalat, respectiv în satul Căiuț, la centrul de comună. În ideea că, ulterior, vor afli către acest cabinet și populații din comunele Mărginea și Nouă. Am analizat sub, tot așa un pic rapid, nu prea avem spații aici. Deci, școli neutilizate nu sunt. Eu am venit în fața responsabililor din nivelul comun cu alte propuneri și am spus, domnule, centrala ar fi școala de la Popen. Am înțeles că funcționează ceva acum în ea. Dar să trec și să vă prezint dumneavoastră pe scurt. Ce ar presupune acest lucru? Ar presupune amenajarea unui spațiu din punct de vedere cerințelor direcției sanitare și normelor individuale. Eu am și estimat costurile, nu ar fi foarte mari. Noi trebuie să luăm în calcul că toată această aparatură intră în posesia noastră gratuit. După aia vom găsi un medic pe care să se lucreze în acest cabinet, la început temporar, după aia poate definitiv. Și toate aceste lucruri, am mai discutat și cu colegi din Consiliu, o parte din ei o să scrie la cuvânt și să spună, dacă nu nouă mâini stă putință, dar eu spun că până lângă cheltuieli pe care le facem cu diferite alte activități culturale, cu toate felurile, ne putem permite să alocăm pentru instalare și pentru amenajarea spațiului respectiv, fapt pentru care și factorii responsabili au fost de acord. Eu vin în fața dumneavoastră cu această propunere. Este o oportunitate. Trebuie să ne gândim la un lucru. Echiparea unui teritoriu, unei unități administrative teritoriale cu servicii diverse nu pot să facă altceva decât să rezolve o problemă în timp, mă gândesc în timp, nu zic peste noapte, a stabilității populației respective și de ce să nu recunoaște că venim, pe de o parte, în întâmpinarea populației și a celor mai nevoiași. Că așa cum spunea și doamna secretară, posibilități au puțin drepturi de a beneficia de servicii, avem toți, dar nu toată lumea are posibilitate. Oare noi am venit cu această chestiune în întâmpinarea celor mai nevoiași. Care ar fi costurile astea? Domnul meu, deci acest cabinet este gratuit. Este, dacă am spus că e donații, e donații. Nu, cheltuielile. Cheltuielile înseamnă niște grese, niște faianță în spațiul pe care îl... Prima dată este venit locația. Locația. Pe prima dată locația, după aia vezi. Niște grese, faianță. Dacă nu găsim în capul nostru cheltuieli ca să facem niște cheltuieli din astea, alergăm după sponsor. Eu mă angajez să mă duc după sponsor. Al doilea lucru, bine, trebuie să aibă apă, deci grese, faianță, o sursă de apă, compartimentat pentru o sală de așteptare și nu în ultimul rând, vecea anexat lui. Unii construcții, cum ar fi la Hiltin, la Popen, la orice școală, se poate face din câteva forțar, un vecea fără totuși trompete peretelui vecin cu spațiul respectiv. Deci dacă
ne vom potigni și nu vom găsi soluții pe plan local, eu zic că cu niște sponsori și cu niște binevoitori, așa, apelăm și la biserici, cum bisericile apelează la noi, să întoarce ceva. Dar nu cred că va fi cazul. Eu gândesc și vă rog din inimă, haideți să supunem la vot, să demarăm acest lucru. Astăzi suntem obligați și forțați de un anume lucru. Să stabilim dacă da sau dacă ba. Pentru că acest cabinet va fi adus din altă parte, ceea ce presupune că demontarea lui de acolo și montarea, remontarea aici trebuie făcută și așezată într-un anume spațiu, nu-l plimbăm, pentru că el este funcțional, este în garanție. Eu am mers mai departe și vă informez pe dumneavoastră, am mers și am discutat cu un tehnician din zonă, care este autorizat, sunt doar doi tehnicieni autorizați în Bacău pentru aceste activități de instalare a astfel de aparatură. Am discutat cu dumnealui în amănunt, este de acord să prezinte, să vină să se facă această lucrare. În momentul când amânăm față de ziua de astăzi, nu hotărâm dacă da sau dacă ba, deci eu trebuie să știu. Nu e nicio problemă, îl donez în altă parte. Deci nu, dar eu mă strânge de spate ca să mă gândesc că o astfel de oportunitate noi dăm cu piciorul la o astfel de chestiune. Zic că ar fi una din marile realizări ale noastre în această etapă. Și acum cum să vă spun eu dumneavoastră, dacă totul o să ne punem întrebări de genul că dar cât costă, cât... Niciodată nu ne-am întrebat cât costă o artificiu, niciodată nu ne-am întrebat cât costă o bancă, niciodată nu ne-am întrebat cât costă o sărbătoare câmpenească. Haideți să nu ne întrebăm nici de această dată, nici de o chestiune care vine într-adevăr în întâmpinarea concetățenilor noștri. Este o rugăminte ca vă scriți la vorbă, puteți să mai adresați întrebări, stau la dispoziția dumneavoastră. Eu am demarat acest lucru, am intrat pe acest băgaș cu toți factorii responsabili, ne ducem, luăm toate cele de la direcția sanitară, nu vreți dumneavoastră executivul să vă implicați, rămâneți să mă angajez, să mă duc eu, dacă... Haideți să vedem și punct de vedere domnului primar, dacă între timp ați gândit la ceva, la văzut. Nu, domnul primar, Consiliul Local. Nu stai, domnule, tu trebuie să ne avem o părere. Pe Consiliul Local poate duce cu omul primarul. Domnul Matei, domnul Marcos, n-am terminat. Eu am permis ca să vin să vă consult pe dumneavoastră. Este deliberativ, iar primarul este executiv. Păi da, dar noi acum dăm legi, nu executăm. Separat. Mai să vă rog, nu poți să crească cu armea. Eu nu mi-am permis. Noi deliberăm. Iar dânsul... Păi asta se referă la deliberare. Este o atribuție. Teorie. Este legea teorie. Deliberarea înseamnă în cadrul legal. Păi da, și ce noi am luat atribuțiile pe armea. Teorie. Eu nu mi-aș fi permis să vin în fața dumneavoastră, stimați membri ai Consiliului Local, cu această propunere, dacă în prealabil, să spună de chiar, nu m-aș fi dus în fața executivului, responsabililor din cadrul executivului, să discut această problematică. Pentru că, eu să vă spun acum un lucru. E un lucru nu ușor de realizat, nu-i nici peste puterile noastre, dar trebuie să ne gândim bine dacă acceptăm această oportunitate, ne agățăm de ea sau nu ne agățăm de ea pentru comunitatea noastră, pentru concetățenii noștri. Stau la dispoziția dumneavoastră cu întrebări și aș dori, stimate domn președinte de ședință, aș dori ca să supuneți la vot acceptul Consiliului pentru demararea acestei activități. Eu ca să știu ce am de făcut pentru că eu trebuie să dau și eu niște răspunsuri. De principiu, da. Eu, de principiu, doamna secretară, pentru că voi veni cu un proiect. Cu ajutorul dumneavoastră. Bun, înțeles că așa ne-am înțeles. Numai cu ajutorul dumneavoastră. Veni cu un proiect în fața dumneavoastră, dar de principiu, acordul de principiu, pentru că eu trebuie să dau și eu niște răspunsuri. Nu este aici, nu e nicio supărare. Am hotărât
nu eu, ca proprietarul, am hotărât că acest lucru se plănează un act de mare calitate, așa se va face. Dar eu trebuie să știu acest lucru și de aceea vă rog pe dumneavoastră ca să supunem la vot, să luăm un acord de principiu pentru demararea acestui proiect, dacă da sau ba. Dacă înainte de asta să-i spună domnul primar, ce locații ar fi pus? Păi asta vreau să vă spun. Ce păstrile sunt? A vota, cere aprobarea, cere părerea, de fapt e un vot principiu și de fapt e o părere, dacă sunt colegii de acord sau nu, aș vrea cumva să punem în discuții locația. Ați spus dumneavoastră acolo, acolo, dar aș vrea și tot colegii să-și dea acordul ca să nu... Când eu am venit în fața dumneavoastră, am propus Popeni, pe fiind central. Dumneavoastră a spus, dar de ce nu la Hertiu? Da, m-am încălzit foarte tare. Da, Marcheanu. Am avut mai împreună discuția asta. Trebuie să știe și colegii, trebuie să fie și ei de acord. Nu neapărat. Deci, eu sunt... La locație. În primul rând, i-a spus la vot, trebuie să știm câte locații sunt și unde. Și după aceea să vedem care e cea mai bună. Ca și locațiile noi putem lega de câte școli deocamdată. Doamna consilier. Și care sunt școli? Care nu sunt posibilitate? O părere poate ne-a venit sau a venit. Am înțeles că avem proiectul cu dispensarul, care va fi un centru medical deosebit. Dacă se finalizează cu licitația și cu ăsta, ce spune domnul primar și cu finanțarea, spune anul ăsta, lucrările pot fi făcute într-un an. Eu zic că se face un centru medical nou, dacă se face donația, și așa o să dureze, iulie, să aprob bani în buget, până faci licitații, spațiu, să-l găsești, s-a dus anul. Să mergem să vorbim cu dânsii care vor să facă donația, ok, și poate la anul dă Dumnezeu să prinde programul cu dispensarul nou, că e destul spațiu acolo, Dumnezeu să-mi ierte. Și îl prinzi, îl bagi într-o locație nouă, cu apă, știi de la bun început, pe ce se bazează pe cabinet stomatologic o cameră și o face ca atare, corespunzătoare. Eu sunt și de acord și la Popeni, dar credeți-mă, nu știu câți oameni din Vrânceni, Hertiu, văd ducându-se la Popeni, chiar din Căiuță. Din punctul meu de vedere, sunt de acord oricum, oriunde, cum rezumează. Dar părerea mea că e bun și la Popeni, un an de zile. Și când se va face centrul, e ce pus copii. E important de să se iacă. Sunt cunoscător unui alt situații similare și ridicate de domnul Muran. Nașul meu e medic. După 90 au început să plăie cu aparatură medicală din afară, din sănătate. Această aparatură, nu numai în dispensare, în spitalele din țara noastră, au fost depozitate în diferite locuri în magazin. Acolo zac și în zilele de astăzi, în unul din locații. A adus o aparatură din asta și au depozitat undeva și au instalat imediat undeva, este însoțită pe de o parte. Pe de altă parte, să stai cu ea un an, doi, trei, așa, e o uzură morală. Vă fac o propunere, având în vedere că... Faptul că a făcut bine, să funcționeze... Mergem la mâncarea cu ea că este făcut tot, Vă fac o propunere, având în vedere că urmează să facă centrul dispensar aici, prin fonduri europene, probabil durează un an sau doi, să mă instalez acest arău la prare unde există cabine medical. Are condițiile. Funcționează acolo un an de zile până se funcționează pe alie și atunci din coace, dar nu trebuie pierdut. Adică nu trebuie pierdut, Nu trebuie pierdut. Stabilit odată locația, trebuie chemat DSP-ul fără avizul DSP-ului, nu funcționează niciun plan de cabine. Dragi colegi! Părerea mea este, salutăm propunerea domnului Chiar. Suntem de acord cu el. Locațiile care le avem, chemăm un specialist care să știm că se duce la bun sfârșit treaba asta, dacă ne asumăm și luăm acel aparat. Prima locație, locația numărul 1, la prare. Dacă vine tehnicianul sau omul care
montează așa ceva, care face specialistul, că nu știu, dar sunteți între mine ați luat specialiști în așa ceva? Eu m-am interesat eu de absolut toate chestii. Trebuie adus cineva care dă ok. Dus acolo, asta este spațiu. Putem lua acest aparat să-l montăm aici? Da. Nu. Mergem la următorul spațiu, Heltiu, de exemplu. Vrem să facem, ce trebuie să facem? Așa, 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 așa. Mergem la Pupeni, ce trebuie să facem? Așa, așa, așa. Care e varianta cea mai ieftină? Că consider că este o variantă provizorie, care necesită și nouă niște cheltuieri. Fără am vrut să intervin că la zonul asta, dar v-am lăsat, nu că vă spun acum să nu interveniți, dar spus că ne donează un cabinet. Nu, ne donează aparatura pentru cabinet. Am spus aparatură instalații. Da, da, în fine, am vrut să noi. Așa, cabinetul trebuie să-l pregătim noi. Da. Și care e cea mai ieftină, cea mai oportună variantă de pune la dispoziție un spațiu? Provizorat. Așa, provizorat? O luăm, dacă sunteți de acord cu această idee, ca să vină aparatura și noi să dăm la dispoziție. Asta trebuie, nu mai trebuie să... Iar în primul rând, domnul primar, părerea mea este bună ideea cu donații, nu o gândim deloc, dar și un specialist să spună starea de funcționare a aparatelor. Vorbim așa, așa, mai bine noi ăștia, să avem tot cuvântul meu, rețin că v-am informat că aparatura este în garanție, este funcționabilă și dacă vrem să... Deci am informat acest lucru, da? Cu brațele deschise. Acum modern, da, da. Deci toți suntem de acord pentru... Suntem de acord cu toți. Da. Bun, mă repet, domnule... Supunem la vot, adică să... Acordul de principiu. De ce nu suntem de acord? Nu mai e voie să vă rezistă. Hai să ridicăm un pic ăla. Cine este pentru propunerea domnului Gărgeanu? Domnul Dorlane, nu mă pot să vă rog. Domnul președinte, prin corp, pentru reparat de ințele, mă pot să vă rog. Iar... Domnul Gheanu, chiar dacă se va face, și sper că se va face, că marți sunt la București pentru semna contractul cu dispensarul. O să vă aduc să vă organizăm la contractul de finanțare. Deci trebuie să mă duc până asta, mă trebuie niște modificări. Am vorbit astăzi cu doamna Roxana Ogrea, doamna Giovanniță, dezvoltare care se ocupă de Comuna Căiuț, în marți sunt la București la semnat contract. Pentru, dar chiar dacă se va face și e ok. Ținând cont că satul Pralea e la distanță cea mai mare, poți să rămân acolo cu un program de două ori pe săptămână sau și două zile. Și altul aici. Sigur, da, da. Deci e o chestie foarte bună. Adică, din nimic și păcați fiert, mă lăsa. Și dacă cum i-ați la poplatorul, nu pot să vedeți aici? Da. Sincer, la început, când am venit, vreau să vă spun că în fiecare ședință o să vă cer permisiunea să mă acordați 5 minute, dar am răzgândit că am o dispoziție foarte bună și nu vreau să ne strâng nici pe mine nici altfel. Asta ghilimele, cum ne spune. Deci eu vreau să subscriu acestul domnul Laurențiu, domnul primar, faceți ceva cu poliția locală, iar mi-i pun în cap, de câte ori mă prind, mă trachinează. În ce sens? Măcar după amiaza să-și facă treaba, o patrulă. Sunt atâtea furturi, că chiar nu contează la ce societate. Eu v-am mai zis, acum zilele trecute m-am dus iar pe la pot și acum vedeți că zona aia pe acolo, pe la noi, iar vin cu săpături, încearcă în timpul zilei. Nu-i vede nimeni. Am zis, după ora 3, că sunt, aveți. Și așa, unii din ei vorbe, a, program, că acum am început. Păi să dea Dumnezeu să aveți, nu deranjează nimeni. Dar organizați-mi în așa fel, măcar de la ora 3 până pe la 10, 11 seara, chiar 12, să se vadă să, un pic în teritoriu. Și se contează foarte mult. Mai sunt sărbătorile astea, nu zic neapărat la mine, la Ocroiu sau unde să stăm, poate și pe la dumneavoastră, nu e punctul unde sunt câțiva recalcitranți care vezi, țipi, urlă, dacă vă trebuie doamne de peri, dă în cap, de-aia se disconfort altora, nu îi găsești efectiv, măcar zonele astea centrale, să-și fac un pic simțită prezentă, părerea mea. Dumneavoastră, credeți cum e de cuvință, cum credeți dumneavoastră, dar și aici, dacă o luăm. El la un moment dat, băi, gândul primăriei, și pe vremea mea era așa, vine, îți rupi, șipca de pe bancă și ți-l ia toate.
Deci trebuie un pic să-și facă simțită prezență, dacă în rest nu ne doare capul, să-și facă ei treaba așa cum vor. Și încă o propunere, nu știu, cât vă am înțeles, văd și miercuri, nu? Am lăsat. 29 august, da, miercuri. Deci, vedem, dacă vă interesează, este o firmă care vine și poate să facă tot ce înseamnă organizare cu artiști de prima mână, 10-12 artiști din comuni, fără niciun bani din partea primăriei. Da. Chiar? Să facem cum a fost cu vreo câțiva ani, să cedăm tot în casă de loc. Nu că cedați toate în casă, dar adică să plătiți 450 milioane sau cât contează, lăsați încaseze 200 sau 300. Dar înseamnă că aveți încasări mai mari, că încasați 90-100 milioane. Și plătea 250 sau 450 ani. Nu ne interesează. Și atunci ce faceți cu plata dumneavoastră? Eu propun ca la noastră să aduceți o fanfară. Deci gândiți pentru vârsta a doua, a treia, numai pentru țigare. Dacă vreți să vedeți un program artistic în miniatură de la Bâlci, că ăla va fi Bâlci, nu va mai fi zilele comune, duminică mă invităm la sărbătoarea sau când. Dar atunci ce s-a făcut? În general, Bâlciule, Sărbătoarele acestea, nu erau în sarcina primăriei. Fiecare individ cu diripombe care aveam, în special cei care aveau utilaje grele, scânciu, bărci, nu știu ce, își angajau ei artiștii. La Bâlci, la Obor, în București, cânta Tănase, Maria Tănase. Ea cântat acolo, dar era angajată de ăla, de Lichiardopol, care avea lanțurile, avea în casă și dădea banii. Nu era treaba primăriei. Primăria era cu spațiu, atât de tot. Dacă, vis-a-vis de bani, dacă nu, noi am aprobat 600 milioane. 450. Noi să amenajăm terenul ca Bălciu să vedem mai joar. Păi aia să vă mai face cele două sărbători. Sărbătoarea Bratului și Sfântul și Bălciu. Nu se va cheltui. Sărbătoarea Sarcâmului și Sărbătoarea Bratului se vor subordona genericul acesta, zic eu generos, zilele culturii. Iar Marocul, iar Maroc, rămâne arhaic așa cum a fost el, cu semințe, cu ciubuce și cu lanțuri, cu așa. Eu sunt cel mai în vârstă de aici. L-am apucat și pe Balvă, cel cu din Copen, cu așa. Ăla era un punct de atracție al Bălciului. Nici de cum vijelie și minune și... Da, să vină, dar să-l plătească ăla care scoate bani de acolo, cu diripomba. Care cu diripomba plătește plătești taxă. Cum? Care cu diripomba plătește taxă. Păi, acum ca să fie cu două lucruri bani. Mai bine dăm 400 de milioane și casăm 90. Nu? Să facă gratis. Chiar și nu din cine au fost înainte, e cineva cu un program care fac 100 de spectacole care sunt plătite de un sponsor mare, unde vin cu tot. Cu spectacol, cu 10 artiști, cu tot, fără niciun cost din partea localității. O să ieși la unii, mai multe locuri. Puneți locația la dispoziție atât. Să vedeți la noi. O să duc să fac o cerere oficială. Nu știm. Haideți, domnule. Cine să știe? Nelu? Nu, e la nivel național. Nu, deci... respectivii... Duminica au avut la Bârlat. Duminica acum au la Câmpul Lung. Duminica cu istoare la Suceava, toată țara, 100 de spectacole. Ce? Domnul primar, am și o rugăminte la Onești. La Onești, faza asta sportivă, am înțeles că e scăpat un pic de sub control. Porțile sunt deschise în permanență, dimineață până seara. Dar măcar am o rugăminte. Puneți cine este de guardă aici, de la primărie, și un polițist local. Rugați-i frumos din partea consilierilor și în special a mea,
Dom'le, la ora 8 jumătate seara, să închidă dracului, că dar nu la 12 noaptea, la 10 noaptea urlă, țipă cu băgături și cu scoateri din nădălă. Chiar nu se sezizea, că doar sunt acolo la camera oficială. Se uită pe... Nu se pă... Gata, băieți, s-a terminat programul. La ora 8, acasă, că vă așteaptă mama cu mâncarea caldă pe masă. Și cu asta... Da, și mai uitați că a venit cu propunere domnul Sesbos și chiar e ok. Și vreau să știți că domnul primar, acolo au tăiat odată, au făcut porți, nu știu dacă mai sunt în gard, din vremea dânșii. Făceți-le o portiță să bagi lemnul pe acolo și interziceți-le, mai intră cu ele aici, le lasă pe pavaj, chiar pe azi o notă urâtă, 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 sincer. Nu zice nimic, să stea o răzutia. Pe lateral, ai o chestie din gard, o face poate. La limita bordurii, se fac un gard, ceva care îi protejează, nu mai fie și gata. Ține acolo, că nu trebuie. Așa sunt chestiuni. Trebuie să-i dați undeva o zonă de acces. Dar dacă lăsați lateral... Mulțumesc.